Cele mai ieftine jocuri le găsești pe G2A. Cumpără și tu folosind primul link din descriere. Salutare tuturor, eu sunt The Link și bine v-am regăsit la mult iubitul, mult așteptatul episod de GTA Real Life. N-aveți idee câți dintre voi mi-a scris să facem din nou episod de acest gen. Sunt alături de Leo, salut Leo! Salut! Și v-aș ruga, dacă voi vreți cât mai multe episoade cu GTA Real Life, să apăsați acum pe butonul de like. Dacă se strâng mai multe like-uri, o să țin cont și o să postăm cât mai des și gaming. Astăzi suntem pe un server, aveți și voi IP-ul în descriere, Crucial România Roleplay. Mi-a plăcut tare mult pentru că Leo m-a ajutat aici cu una cu alta, cu mașinuță. Mi-a dat și un grad de VIP, așa că îmi place că am aceste facilități și am zis, hai să ne jucăm aici, dacă tot putem beneficia de chestiile astea. Uite, de la început o să vă arăt că eu, dacă apăs pe telefon, gen pe capa, și mă duc la sponsor menu, pentru că am sponsor, am gradul ăsta, uite, pot să-mi iau o mașină de sponsor, să-mi refac viața, să-mi o repar sau să-mi iau arme. Deci am anumite bonusuri, ca să zic așa, și mulțumesc lui Leo că m-a ajutat cu chestia asta. Hai să le arătăm mașinuța. Mașința de sponsor e foarte tare. Apropo, motorul se pornește pe G, gen nu pornește imediat, deci da, apeși pe G și ți-a pornit. Și știți mașina asta, da? Știți că puteți să zburați dacă apăsați pe X. Zbori așa, nu știu, eu n-am văzut pe niciun server din România de 5M că au băgat chestia asta din GTA Online, știi, gen care s-au adăugat acolo. Îmi place tare mult, dar nu o să ne plimbăm cu ea, nu o să profităm așa tare mult. Ai zis tu ca să o ștergi să dau slash DV, nu? Gata. Da. Bun. Și de pe tasta B pui centura. Am înțeles. Bun, stai să mă să-mi iau și eu mașinuța. Am o mașinuță, v-am zis că am mai primit încă una. Uite, mă duc la deținute și... Aolo, garaj deținute, nu mai mi-apare mașinuța mea. Era celălalt garaj, este aici. Ah, stai. Mă speriați, jur. Sunt multe punctulețe de astea verzi și nu mai știam la care. Nu, acela este VIP. Am înțeles, gata. Lamborghini, ia uite băieți, ce mașină am. Uite, sunt obișnuit să apăs pe 2, știi, ca în samp. V-am zis că mă joc aici pentru că am anumite bonusuri. În descriere eu v-am pus și ai Discord-ul serverului și IP-ul normal, gen dacă nu găsiți Crucea România. Hai acum să mă duc eu să-mi cumpăr și niște haine că sunt cam dezbrăcat, băi Leo. Hai să merg la un magazin de ăsta mai îndepărtat așa. Uite, mă duc mai pe aici. E un magazin mai de lux. Merg cu mașinuța asta pe server, acum sunt 7 jucători. Vă aștept și pe voi pentru că astăzi dacă intrați când vedeți clipul o să mă găsiți și pe mine. O să mă joc cu voi, facem roleplay împreună, sigur vă place treaba asta. Așa că veniți aici pe server când mă veți găsi și pe live-uri probabil să mai intrăm. Deci să vă faceți comunzi, da? Că o să ne distrăm. Mie mi-a plăcut tare mult că serverul se mișcă bine, nu are absolut deloc frame drop sau ceva, adică chiar jos pălăria, costul este bun. Bine, momentan, uite, sunt 8 jucători, nu știu cum se va mișca când va fi 32 din 32 sau ceva. Dar, vedem, testăm împreună. Nu, o să existe probleme. Da, așa zic și eu. Bun, v-am zis că aici avem parte de un magazin de ăsta mai luxos. Uite, să parchez și mașinuța, așa, mijlocul străzii. Și mă duc să-mi iau, mă îmbrac la costum, mă fac și eu frumos. Îmi place că poți să cumperi business-uri aici, nu? Gen, da. Cumperi un business și dacă cineva face cumpărături, practic intră acelui jucător banii, nu? Da, proprietarul business-ului. Da. Deci trebuie să mă duc eu normal așa. Bun, cred că prin spate pe aici e, da, așa, bun. Avem și o oglindă. Extras. V-am zis că vreau să mă vreau la costum, nu știu, nu cred că găsesc la extrasul nu nimic. Face. Fața, cred că îmi place. Uite, asta e mai drăguț așa. Ochelariu, o să-mi iau și ochelari, că o să fiu un mafiot, v-am zis. Așa, mi-au ochelari de ăștia, îmi pun și păr, că nu o să stau chel. Stai să-mi găsesc frizura, să punem și o culoare. Negru. Stai să găsim ceva mai normal, uite și pe prietenul meu Leo acolo. Hai, că asta e o frizură mai de Doamne ajută. Hand. Da, lasă, vreau mâini. Lasă-mă cu mâini. Așa. Da, acolo poți da mai mult și o să, până la urmă, o să-ți dea mănuși. A, da? Da, ia uite, dacă te uiți la mâinile mele, iau mănuși. Îi dau mai mult? Pe cât să dau? Că îmi dau... A, da, mă, uite, au apărut mănuși. Stai să văd care e mai ok, cred că... Gen cu corpul, știi? Ia, da. Stai să văd... Dar cum scot asta, gen... Tricoul da. Ăsta e așa, mă duc la extrasul, nu? Ori acolo? Nu. Dacă vrei, putem merge la un alt magazin care este mult mai detaliat. Da? Bine, hai. Rămân așa îmbrăcat, dar mă schimb acolo. Da, acolo trebuie să avem grijă pentru că este fix lângă secția de poliție. A, păi vrei să... Hai, că îmi duc eu, dar pui tu checkpoint, da?
Ah, ok, s-au pus Bă, ideea e probleme că de eu nu mi-am luat cunoștință. permis, nu mi-am luat nimic. Aoleu, știu că vedeți cursorul, iertați-mă. O să scot nimșorul viitor. Deci pe bun pun centura. Da, uite imediat o să spun acolo unde trebuie să mergem. Bă, sper să nu avem probleme, că ideea e că eu nu mi-am luat permisul, n-am apucat. Deci îmi cer scuze că ați văzut cursorul mouse-ului, nimșorul 2 nu o să mai vedeți, vă garantez eu. Am uitat să dau o bifă, să bifez acolo, să nu se mai vadă cursorul. Bine, acum pe ecran nu-l vedeți, dar cu siguranță mă voi mai ajuta de mouse, că n-am, e GTA. Așa, mamă, dar e departe. Și zici tu că acolo avem mai multe de-astea vestimentare? Da, da, da. Am, mergem cu 200 prin oraș, ești nebun. 205, boss. Da, de obicei asta e o stradă principală și este poliția cu radarul pe aici. Ok, hai să mergem mai ușurea, nu? Trecem pe roșu, suntem pe Israel. Asta îmi place, frate, la 5, că totul e mult, mult mai rar. Așa. Hai că mergem acum aici. Uite, suntem 9 pe server. Mamă, sper să nu fie, să fie numai Trebuie staff. Să dai centura jos. Da, da, da. Sper să nu fie numai staff. Nu, nu, nu. Sunt și Nu, gen stafful din poliție, asta zic. La asta, când am zis staff, mă refeream la angajați din poliție, știi? Da, da, da. Așa. Da, uite, vedeți, vedeți mouse-ul, am zis. Da, 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 vin aici, vin aici, vin aici, te rog, unde sunt eu. Okay. Încerc cu acesta roșu și apasă E și apoi de la clothing. E, așa. Și acolo ți arată head, mask și astea. Și după dai o dată în jos pe săgeată și dai la components și acolo le poți schimba. Ok, deci părul, da. Bă, părul o să las pe ăla sau ceva asemănător. Asta, textura aia, color. Și negru nu pot să-l fac, gen? Ba da, e puțin că te învăț, apeși E. What the fuck, ia uite cum arăt! Stai, lăsa așa pe rândă, stai așa că îmi găsesc eu ceva rândă. Mamă, dar chiar că e... Mamă, așa rămâne, ești nebun? Ia uite, frate, hai să... Poate găsesc ceva haios rău de tot rândă. Mamă, îmi place mult ideea cu mască, știi? O, uite. Mamă, să fie ceva rău de tot grav. Da, mai dau până găsesc ceva. Mamă, vreau ceva, stai, încă n-am găsit wow, știi să zic, mamă. Da, sunt o grămadă de modele. Da, sunt o grămadă, asta zic, că sigur dau de ceva. Mă, ce față are ăsta, ești nebun. Ăla era! Oh, l-am dat skip. Mamă, ce-mi plăcea caracatița aia de pe... Help me. Uite, lasă-l pe ăsta. Mamă. Lăsăm pe ăsta. Bă, urât sunt, bă, urât sunt. De la mafiot, cum voiam să mă îmbrac, m-am făcut mega urât. E, nu vezi în fiecare zi un gorila care conduce un Lamborghini, de fapt? Da, și uite, iese capul prin mașină un pic de tot. Iese un mașină, înăuntru cum arată. Oho. Chiar e Lamborghini, pe bune. Da, mă. Așa, unde să mergem noi? Ia să ne uităm pe hartă. Oh, oh, stai așa că am dat eu să mă scoată din joc, am dat alt tab din greșeală, stai. Așa. Unde să mergem? Văd că și harta e așa mai cu relief, știi, gen unde e mare, ți arată nisip, unde e munte, e mai înalt. Oare să facem un job, ceva? Ce să nu facem? Știu, vrei să le arătăm băieților cum este viața de... Ia zi, viața de... De turist, la noi pe server. Da, stai așa. Da, aparent... Păi ce-a făcut? Am observat că ai neoane pe mașină. Domnul polițist, da, am emoții, îmi tremură piciorul pe accelerație. Domnul, știți de ce v-am tras pe partea dreaptă? V-am tras pentru staționare ilegală pe mijlocul străzii. Mă uitam pe GPS, domnul polițist, să caut o rută. Domnul, știți că n-aveți voie să folosiți GPS-ul în timpul șofatului, domnule? Păi da, domn polițist, dar nu șofam. Domnule, ce față aveți? Mă judecați după cum arăt? Nu, domnul polițist, stăteam pe dreapta, nu era în timp, era în staționare, nu era în timpul condusului.
Hai că metri, că n-a făcut nimic băiatul. Neoanele de pe autovehicul sunt omologate rar? Aici nu am nicio scuză, într-adevăr nu sunt omologate. Am o sper să nu-i dea seama că nu-mi permis. Aș dori, dacă se poate, să vă întoarceți cu fața la autovehicul și să mi înmânați în buletin. Ok. F5. Domnul Tudor Alexandru, nu? Întocmai, spuneți. De unde sunteți, domnule Tudor? Sincer să fiu, sunt dintr-un alt oraș mai îndepărtat. Am venit să-mi vizitez prietenul aici. Păi, înseamnă că aveți bani, domnul, dacă conduceți un astfel de polit. Mi l-a oferit cadou prietenul din acest oraș. Da, domnule, înțeleg. Înseamnă că este destul de înstărit, domnul. Aveți ceva în portbagaj? Vă puteți uita. Cum deschid portbagajul? Secundă, domnul. Am o întrebare. Da, ce este mai exact portbagajul, că nu-mi dau seama. Cred că în fața capotei, acolo, unde e capota, în spate e motorul. În spate e motorul și în față. E mașină sport, cum că n-ai văzut tot astea. Asta cred că e de-aia cu buton, că nu găsesc aici. Ba dacă se poate să-mi arătați dumneavoastră. Nici nu știu. Ești. Gata. V-am zis că în față e. Ce facem aici? În cutiuța asta, domnul, și aici ați spus morcovi, ceapă. Păi, mă duceam și la o bunicuță, la bunicuța prietenului meu din orașul ăsta. Domnul, dar nu este cald totuși, este vara afară. V-am zis că vin dintr-un oraș nordic. Vin dintr-un oraș nordic și trebuie într-adevăr să îmi schimb vestimentația. Am înțeles, domnul, înseamnă că nu v-ați, încă nu v-ați obișnuit clima din această zonă. Da, transpir tot, mai ales că m-ai oprit acum, am emoții, de nu mai pot. Poți să plec să mă să-mi fac un duș? Domnul, sunteți liber momentan, dar vă rog frumos, circulați cu atenție. Mulțumesc și îmi cer scuze pentru deranjul creat. O să scot neoanele, n-am știut că în orașul ăsta n-am voie cu ele. Da, momentan veți fi sancționat doar cu un avertisment verbal. Am înțeles, mulțumesc. O zi bună. Drumuri bune. Serviciu ușor. Mulțumesc, la fel, domnul. Bă, el nu știa unde e portbagajul, dar ideea e că și el are la fel, că are motorul în spate. Păi, până la urmă e poliție, ce vrei? Da, ce ziceai tu să le arătăm cu drumul? Cu drumul, dacă... cu traseul de tirist. Da. Da, ok, o să spun imediat pe acolo, pe GPS. Ok, hai că trebuie să mergem. Am plecat. Bă, ideea okay, e că știu că, vouă nu vă plac clipurile foarte, foarte lungi, așa că o să încercăm să ne mișcăm repede. Ne-a oprit și poliția. Și veniți și voi cu idei pe care vreți să le facem în GTA Real Life, cu orice, spuneți în comentarii și o să facem, da, știu, mi-a sacădat un pic acolo. Hai că avem o milă. Și care este jobul cel mai profitabil, după părerea ta? Cel mai profitabil este transportator de iarbă medicală. Da, cred că și cu tirist facem ceva bănuți, nu? Da, da. Ți-a arătat? Da, gata, am luat-o pe cea bună. Gata, am acolo traseu. Mamă, 3000. 3033 mi-arată mie. Sper că și ți-a arătat la fel. La fel, da. O să te las pe tine să treci în fața mea. Bine. Sunt curios câți bănuți luăm. Bă, dar trebuia să ne luăm permis, frate, înainte de asta. E bine că polițistul ăla nu s-a gândit că n-am avea permis. A văzut mașina, a zis, sigur are permis. Eu da. Când i-am zis-o pe aia cu orașul îndepărtat, am zis-o la modul că am uitat permisul acasă și genie de departe și să-l iau din nou în orașul ăsta. La asta mă gândisem. Da, sperăm să nu avem alte inconveniente acum. Lucru bun care s-ar putea întâmpla este să-l arăți la voi spre filmare cum e celula. Ah, da, nu vreau, sincer, să le arăt cum e celula. Mă aștept și pe voi pe server. V-am zis, iar prin descriere, o să mă găsiți și pe mine și ne vom juca, sigur vă plin și pe voi cu mașinuța. Așa că opresc filmarea și o puneți când ajungem la destinație sau în cazul în care se întâmplă ceva. Bă, mai avem 2000, ești nebun. Da, uite cum ne pândește.
De unde au apărut, bă, copoi? Bă, dă-i mai repede, dă-i mai repede. N-are treabă cu mine, cu tine, că tu ești în spate. Eu nu aud nimic. Ce ai făcut, boss? Direct pe mine a venit, ești de bun? Ai depășit linia dublu continuă. Am făcut stânga aici, că era parcare. Hai că vin să te ajut. Mai iau de el. Fac la stânga frumos. N-am încălcat nici lege. Dar nici nu vine să mă tragă pe dreapta, mă urmărește doar. A, s-a oprit acolo. Bă, nu m-a tras pe dreapta sau ceva, știi? Păi da, dar are sirenele în spatele tău. Că... probabil acum o să te dea în urmărire pentru că a refuzat să oprești la semnalele luminoase. Dar de ce n-a venit lângă mine? Că el putea să se bage cu viteză și să-mi spună prin stație. Ce s-a întâmplat, domn polițist? Am văzut că sunteți în spatele meu, v-am făcut loc să treceți pe lângă mine și n-ați trecut. Mă gândeam că sunteți în urmărire sau ceva și că sunteți după o altă persoană. V-am făcut loc să trageți pe... trageți pe lângă mine, m-am dat pe dreapta și stăteați în spatele meu fără să mă avertizați sau ceva. Să trageți un pic pe dreapta, știți că este ilegal să... Păi domn polițist, eu am crezut că sunteți în urmărire după o persoană, v-am făcut loc să treceți și n-ați făcut-o. Și nici nu m-ați fi avertizat în cazul în care mă urmăreați pe mine. V-am făcut loc să treceți pe lângă mine, m-am dat din fața dumneavoastră. V-am eliberat drumul, cu alte cuvinte, iar dumneavoastră, ce faceți? Nu mă atenționați dacă e... veniți după mine sau după altă persoană? Păi e frumos așa ceva. Domnul, eu am strigat cât de tare am putut. Posibil să nu fi fost auzit din cauza... Eu v-am făcut loc să treceți pe lângă mine, v-am făcut loc să treceți pe lângă mine și n-ați făcut-o. În situația în care drumul era blocat, m-am dat pe dreapta să traversați și nimic. Domnule, nu tare. Supărat, dar colegul dumneavoastră care era cu tirul bănuiesc că sunteți la aceeași firmă, dânsul a oprit, a tras pe dreapta. N-am știut. Spuneți atunci despre ce este vorba. Domnule, știți că este strict interzis să circulați în acest interval cu tirul în oraș? Da, știu, dar știți, și familia mea are nevoie de o masă caldă în fiecare seară. Da, domnule, dar îmi pare rău, trebuie să vă sancționez. Fai de capul meu, o să le dau mâncare rece acum. O să vină cât de curând și niște colegi de-ai mei pentru a întocmi un proces verbal. Să da, tocmai trebuie să întârziem la asta, la livrare, ce faci, ne oprești în drum, cere odată asta, buletinul, permisul, vezi că e regulă și la Sănedre, că o să plecăm ca buletin. Domnule, vă rog frumos să vă păstrați un limbaj adecvat. Haideți, domn polițist, spuneți să vă dau permisul, buletinul, tirul și să merg să facem ce trebuie. Facem demersurile legale. Imediat, v-am zis, tocmai să vină niște colegi de-ai mei să verificăm încărcătura. Nu pot să fac nicio procedură momentan până nu... Hai de capul meu, dar de ce aveți nevoie de colegi? Dumneavoastră nu sunteți în stare? Păi da, domnule, dar problema este alta. Dacă marfa este furată, ce fac? O furați împreună cu mine. Facem jumătate. N-are, domnule, cum să fie furată. N-are cum să fie furată. Avem firmă legală, suntem contract plătit. A, păi tocmai de aceea vor veni și colegii mei acum. Am anunțat pe stație. Am înțeles. Bine, ce să zic, îi așteptăm cu mare interes în plus, chiar. În plus de asta, domnule, trebuie să verificăm și încărcătura colegului. Colegii dumneavoastră au trecut pe lângă noi, nu știu ce se întâmplă. Au traversat intersecția. Da, domnule. Am văzut, nu, s-au dus să se echipeze, că trebuie să ia armament și tot ce trebuie pentru... Păi ce am făcut, domnule, sunt un simplu om, ce armament? Domnule, am avut cazuri în care cutirurile s-au transportat carne vie și... No, noi transportăm gaz aici, doar gaz. Dumneavoastră transportați gaz, dar colegul dumneavoastră văd că are... Cât au venit copoi? Colegii mei vor verifica imediat camioneta și dumneavoastră vă rog să mă însoțiți până la mașină. Ok. Vă rog frumos, veniți. Să știți că am transpirat și put.
Nu este problema, domnul, aș trebui și eu după o zi de muncă. Mai o secundă să iau, să fac o verificare, o să vă verific imediat în baza de date. Țele, cap. Am pus-o, bă, băieți. Am pus-o. Ce vrea să facă, să te ia la secție? Domnule, vă rog frumos să-mi spuneți numele. Tudor Alexandru. Imediat o să vă verific, domnule. Da, cred că îmi verifică numele, nu știu. Sigur, să verifice... Vă rog frumos, uitați, am deschis... Cazinul. Vă rog frumos să-mi mânați și buletinul. Ok, aștept. Se bagă pe subtir să vadă dacă am ceva. Mi-am dat buletinul. Da, domnule, aveți 21 de ani, este adevărat, da? Da, da. Bun, colegii mei mi-au spus în stație că tirul este neregulă. Și aș cum adică? Să vă însoțiți la secție. Păi încărcătura ce? Ce? Aparent nu este corect încărcată o dată, iar încă o dată nu aveți actele complete pe încărcătură. Dar nu este vina mea, asta este vina șefului meu. Eu doar transport ce m-a rugat. Mai departe vorbiți cu dumnealui. Da, domnule, da, știți cum e, până discutăm cu șeful nostru, asta se acționează în instanță. Păi, tocmai, aștept acasă. Eu aștept acasă hârtia cu verdictul, pentru că nu trebuie să-mi dovedesc că transport marfă neregulă. Eu știu că transport marfă în totală regulă, aștept dovada marfei mele. Dar știți că refuzul de a ne însoți la secție este sancționat cu dosar. Eu trebuie să mă duc la bun sfârșit ruta. O să fii frumos, aștept acasă. Aștept acasă hârtia. Tu ai plecat cu tirul? Da, frate! Ai zis că aștept acasă hârtie. A, deja au pornit. Ce nu va ajunge, mă? V-ați uitat ceva la mine să vă dau înapoi? Domnule polițist, v-ați uitat ceva sau de ce ai venit după mine? Ați uitat ceva la mine în mașină? Domnule polițist, ați uitat ceva la mine în mașină, domnule, sau de ce v-ați întors? V-am spus că trebuie să mergem până... A, păi da, și eu v-am spus că aștept acasă, pentru că trebuie să-mi duc la bun sfârșit ruta. Vă aștept acasă, domnule polițist. Aștept hârtia acasă. Da, domnule, dar nu se poate. Se poate, nu se poate, eu mă duc să-mi fac ruta, ești nebun? Eu am crezut că a uitat cineva la mine, de-aia m-am și opric, altfel de antare. Văd că nu ne înțelegem. Văd că nu putem să ne înțelegem, domn polițist. Spune și tu să rezolvați în alt fel. Lasă-mă. Bă, oricum, ne lungim cu episodul. Urmează partea a doua mâine. Domnule, zi frumoasă. Ceau. Nu uita că poți folosi voucherul Y-The-Link în comanda ta pentru a beneficia de reducere la orice produs PC Garage. Mulțumesc!